Astăzi vă arăt o rețetă de tort de post. Pentru blatul de cacao avem nevoie de 450 de grame de făină, un pliculeț de praf de copt, 300 de grame de zahăr, lingurită de sare, 2 pliculețe de zahăr vanilat, și 3 linguri de cacao. Amestecăm ingredientele uscate. Aici am 500 de ml de apă minerală, 150 de ml de ulei, o esență de rom și una de vanilie. Amestec lichidele. Le incorporez în făină. Voi pune în formă. O voi pune jumătate și jumătate voi face după. Voi mixa 500 de grame de frișcă vegetală. Punem frișca într-un recipient. Și voi tăia cu bulețe niște ananas să incorporez în frișcă. Peste frișcă incorporez și ananasul. Și îl voi lăsa la frigider până se răcesc blaturile. Voi pune primul strat de blat și însiropez cu siropul de la conserva de ananas. Punem din belșug frișcă. Punem al doilea strat, însiropăm și punem din nou frișcă. Și ultimul strat, însiropăm și acoperim tortul cu frișcă, frișca rămasă. Punem la frigider să se întărească frișca și se pătrundă toate aromele. Sper să vă placă rețeta mea ușoară de tort, foarte bună și delicioasă.